Zilele orașului Livada au debutat sâmbătă cu tradiționalul concurs culinar. La startul competiției s-au aliniat 11 echipe, printre care câștigătorii de anul trecut, precum și echipa din orașul Lorinzi, Ungaria, înfrățit cu orașul Livada. Mai mult pregătirile, dar și activitățile. Avem în spatele terenului deja concurenții pentru concursul de bograci, avem o prezentare de sculptură din lemn, urmează concursul de frumusețe astăzi și avem și 3 concerte. Fiecare echipaj de bucătari s-a străduit să gătească cele mai bune și mai gustoase mâncăruri, de la bograci la varză călită, guiaș sau ciolan cu fasole. Bineînțeles, nu au dezvăluit ingredientele secrete, majoritatea rezumându-se la a afirma că s-a gătit cu toată dragostea. Ce ați gătit pentru astăzi la concursul culinar de la Livada? Varză călită sau toroș. Toroș. Ce-i, mă, cu ce se deosebește ce gătiți astăzi față de un toroș obișnuit? Punem mai mult suflet. Am gătit o fasole autentic Livada, care n-am fost niciodată, azi de 24 de ani am plecat și m-am gândit și eu să fac și o ciorbă așa de fasole cu ciolane. Bograș guiaș. Ce are asta mai deosebit decât bograciurile? Cu ce credeți că veți câștiga? De ce cred? Da. Că fac din drag. Deci evidentul principal, să înțeleg, este dragostea. Da. Ca și orice competiție care se respectă, și concursul culinar a avut un juriu care, după ce a degustat toate mâncărurile, fără să știe cui aparțin, a decis și câștigătorii. De departe, cei mai buni bucătari au fost declarați membrii echipei din Lorinzi, care au fost și premiați pe scenă de primarul Piricii Artur.